seara. Dacă dintre cei care vor să audă concertul și nu vor să stea în picioare, să știți că mai avem o rezervă de scaune, vă puteți servi singuri. Vă spuneam în ultima seară a Festivalului Internațional de Folclor, Peștișorul de Aur, o ediție de un real succes, nu? Și o ediție jubiliară, a 20-a ediție, că începând cu data de 15 august, pe faleza municipiului Tulcea, vor avea loc sărbările dedicate zilei orașului nostru, care știți, coincide cu ziua de Sfânta Maria, care este de altfel și patroana spirituală a orașului nostru. Dar deodată vă spuneam că avem și o surpriză, cu o zi înainte de începerea sărbătorilor de pe faleză, dorim să vă oferim ceva inedit în piața civică, în deschiderea practică a sărbătorilor municipiului, un spectacol inedit, interesant și de anumită ținută, cu care de altfel eu zic că tulcenii sunt obișnuiți. Am mai avut plăcerea să găzduim asemenea spectacole și sunt convins că tulcenii le apreciază și le susțin. Este cu atât mai inedit cu cât în seara asta avem plăcerea să vă prezentăm un quintet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, da? Știam de un quintet, dar iată că și-au îmbogățit componența, sunt 6 colegi. Tiera Simpan se numește, înțeleg din spusele colegilor că sursa de inspirație a constituit un film documentar care prezenta o anumită perioadă din istoria Argentinei. Tiera Simpan, în traducere motamo, țară sau pământ fără pâine, probabil mesajul se referă la faptul că pe lângă hrana fiziologică mai există și hrana spirituală, mai există și suflet, mai există și tot ceea ce înseamnă până la urmă un spirit adus la extaz de o producție culturală de calitate, ceea ce încercăm noi să vă oferim în această seară. Colegii provin din zona Moldovei, sunt din Iași. Majoritatea dintre cei de pe scenă sunt cadre universitare ale Universității de Arte din Iași, ca de altfel și membrii ai operei din Iași, deci sunt profesioniști, sunt oameni care trăiesc din și pentru muzică. Și ineditul acestei seri este că unul sau una din domnișoarele, doamnele, componente ale grupului care în această seară ne va încânta cu niște producții speciale, este o tulceancă de-a noastră, se numește Raluca Dobre, vă rog să o aplaudați. A ținut neapărat Raluca, ca împreună cu colegii domniei sale, fiind tulceancă, iată să vină și să ne ofere un spectacol de calitate. Grupul este înființat în 2008, încercând să promoveze stilul de muzică arhicunoscut, clasic tango, dar din ce înțeleg eu, ei abordează un stil de prelucrări din diverse zone muzicale, nu neapărat din tango, muzică pop, muzică jazz, muzică rock, evident transpuse într-o orchestrație specială ca cea pe care o vedeți pe scenă. Le mulțumim frumos pentru faptul că ne onorează cu prezența și sper, de altfel sunt convins că în această seară vă vom oferi un spectacol de calitate, nu înainte de a vă mulțumi pentru prezență și de a reveni cu invitația ca începând de mâine seară să fiți prezenți pe faleza municipiului unde vor începe festivitățile dedicatei
zilei municipiului, cu o mică precizare, care sper să nu deranjeze pe foarte mulți, având în vedere că spectacolul este pe 15, 16 și 17, am considerat ca de fiecare dată să încheiem spectacolul cu focul de artificii, așa că chiar dacă o să ne asumăm anumite critici și suntem dispuși să ne le asumăm, vreau să informez tulcenii că focul de artificii, pe care de altfel în fiecare an vi-l oferim, va fi pe 17 august și nu pe 15 august. Deci vom încheia manifestările cu acest foc de artificii vineri seara. Știu că foarte mulți părinți și copii și bunici vin cu copiii ca să admire acest foc de artificii și am considerat că în ultima zi, vineri, pot rămâne și ei puțin mai târziu ca să admire superbul foc de artificii cu care de fiecare dată v-am încântat. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și doresc succes colegilor de la Fiera Sin Pan pentru prima dată atunci. Mulțumim frumos!